Cine este Tarzan? Cu ce se ocupă? Tu ocupa cu animalele, cu... până junglă, până alea. Cine era el, mai exact? Că văd că aveți o idee de asta. Am o idee, dar... Ce făcea el? Păi te ocupa de elefant, te ocupa de toate animalele, de lei, că ăla era... El era șeful leilor. Unde este acest creier? Aveți idee? N-am. Nu se poate. Nu știți unde este? Nu. Puneți așa o zonă, poate nimerim zona unde se află creierul. Că se află... Cum să vă... Nu știu cum să mă exprim. Unde ar fi el? În ce zonă? La ceafă, cum să spun acum. Unde? În ceafă. Nu întreb dacă știți care sunt cele 5 simțuri ale omului. Cele 5 simțuri? Unul ar fi umorul. Al doilea? Al doilea simțul prostiei. Dacă dumneavoastră știți care sunt culorile steagului național? Culorile steagului României? Hai da. M-am băgat în ceas. Asta nu... Haideți să ne gândim. N-ați văzut niciodată un steag românesc? Nu, asta n-am. Vezi vreun cântăresc care vă... Pepe. Pepe. Da. Ar merita să apară Pepe pe o bagnotă? Da. Pe care? Nu știu, mai mare, mai mică, asta zic. Cam cum este varolea lui Pepe, asta zic. Așa, așa, așa. Nu pot să vă dau un răspuns acum, dar am înțeles. Domnul a spus, Pepe, tu cine crezi? Dintre cântărești, cine ar merita să apară pe bagnota, să zicem, de 10 lei? Sau Cătălin Crișan. Cătălin Crișan. Da, cel mai degrabă Cătălin Crișan e... Mai degrabă Cătălin Crișan? Da. Dar un, nu știu, tu, pe tine te văd mai tânăr, să mă scuze, domnul. Un cântăresc care îți place. Față de ame, așa... Lăsați, vă rog, un pic țigara, să nu... Atât, nu, 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 aș pune pe Antonia. Pe Antonia? Hai că ați dat lovitura cu Antonia. E un pic mai tânără. Pe o bagnotă de, să zicem, un leu sau mai mare, Antonia? Ar fi Antonia. Antonia, pe 10 lei. Și pe, să zicem, pe 100 de lei? Să fie Vali Vigelii sau Jean de la Craiova. Jean de la Craiova. Jeanel, da. Și Jeanel. Salam? Mai puțin salam. Mai puțin. Salam s-a cam dus în America acum. S-a cam dus. Să apară pe dolar la ei. Da. Cine a descoperit România? Columb sau Magellan? Atât vă. Magellan. De unde știți, doamnă? Istoria, învățată la școală. Câte secunde sunt într-un minut? Într-un minut? Da. Secunde. 10 secunde. Personalitate, nu știu, v-ar plăcea din România să semănați dumneavoastră? Să semănăm? Da. Cu Brigi Bardot. Din actorii, Horatiu Mălăele. V-ar plăcea să semănați cu Mălăele? Da. Ce vă place la Mălăele? E dezinvolt la filmări, la tot ce a făcut, e în vârstă și... Da, da, da. Și din actorii străini, cu cine v-ar plăcea să semănați? Banda. Nu. Cu... Am văzut film chiar și aseară cu el. Steven Seagal. V-ar plăcea să semănați cu Steven Seagal. Da. E mai făcut așa? Mai, mai făcut, dar nu port o coadă cum are el. În schimb, e un actor foarte bun. Câte secunde? Un minut? 10 secunde. Care este animalul sfânt în România? Care este considerat animal sacru în România? Sfânt, adică. Da. În România. Calul. De cocoșul oaia, găina nu-i place nici așa, așa este în burtelele. Cine e curca și cine e găina? Domnul Iohannis, cine e, curca sau găina? E găina. E găina și doamna... E curca. Se uită ca curca în lemne. Și ăla găina se uită în partea aceea. Deci, în concluzie, e bine că s-a dus la regele ăsta al Spaniei? E bine, poate prinde și o leacă de experiență, cum am fost eu fotbalist, am prins de la alții la antrenor, dacă eram căpoț, n-ajungeam și eu pe la un iert tineret, la Steaua, la astea. Am fost fotbalist? Da, și la Chindia.